Vocea Basarabiei, Valentina Ursu, suntem în vizită aici la Ciciuleni, o localitate din Raionul Câncești, și vorbim despre prezentul și viitorul Republicii Moldova. Cum îl vedeți dumneavoastră? Mă numesc Vladimir Boboc din Pirieni, Raionul Câncești. Veniți aici la piață? Vin și aici la piață și la Cărpinenia, că am fost și amui am venit de acolo și ceva ce și aici. Oamenii care muncesc și-s gospodari și care s-a ascind de ani nici și care sunt mai în vârstă, o cutreiera toată Rusia și am fost eu toată Rusia și am lucrat ultimul timp, am lucrat în Lukoil chiar. Am lucrat la Vladica, în Siberia. Am lucrat tare mult, primeam 4.000 de euro, de dolari pe lună în Lukoil. Și au lucrat oameni de mine, cu mine și din Ciciuleni, și din Bălți, și de unde nu au lucrat. Și erau tare mulțumiți. Nu lucrai 3 luni de zile, de 54.000, dar era cursul 23 și veneai acasă cu bani. Am fost în Europa, am lucrat șofior, în Anglia, în Germania, corăbii am făcut acolo. Și am lucrat la ce la salariu ați avut? Tot asemănător cu 180 de ceasuri, care n-ajunge la nică, la nică n-ajunge. Am lucrat șofior în Anglia 1.100 de lire, în Coventry, cel mai mare universități din Anglia. Am lucrat chiar și în Londra, am lucrat și numai unde n-am lucrat și acolo, pe stăt locul. Și în weekend, și în... Haideți să vorbim. Am lucrat în aeroport curățenie acolo, documental. Și tot ce am avut. Nică din Europa și ea, bun. Nu zic, care s-au mai dus din anii 90 până încoace, s-au mai tărit acolo. Europa e bună, eu văd, am mai apunt tineriet care n-au casă, n-au masă, și duc acolo și se învață. Nu e lumea. Cum și copchinii. I-am chemat în Anglia, au lucrat. Am o prează în Italia, s-o căsătorit acolo, trăiește, am fata aici, a căsătorit. Și zic, vor veni aici și am văzut. Mai bun, eu am văzut Rusia. Dar ce nu fac cu un referendum? Ce stau omeniește? Du-te-vă unde vrei. Vrei du-te în Europa, vrei du-te în Rusia. De ce să îmbli cu politică și cu război și cu nebunii? Da. Ia că asta e tot problema. Cum o spus vorbani? Hai să nu facem prieteni noi. Dar... Uite, am de aici să vezi. Nu șeză unde vreți, șeză încolo, veniți încoace. Dacă rămâne așa la vorbă în până, amul era poreat când țar. Dar cu telegarii ăștia nu faci nimic. Vor, nu știu, vor. Eu vreau să ridici prețul mai mare ca în Europa, ca să ajungem la un standard, ca să fie egal și ca că ne-a venit ghinii. Dar aici spre bogați și spre sărași. Dar i-am povestit dumneavoastră cum e situația, viața în Moldova. E greu pentru deși nu ar și să dai europeni de la 5.000 de euro în sus, ca să poată om să trăiești și aici. Dacă când se duce și lucrează cu 1.000 de euro acolo, nu mai trăiești tu aici cât pe mama dracu. Dar de ce e atât de greu să se facă ordine aici în Republica Moldova? Dar nu ar să fac tăți rupgături după bani și prețurile, zic. Prețurile, da, prețurile, dar de lucru nu dau nimic. Spune Maia Sandu, este de lucru în Germania, ce ați lucrat în Germania. Da. Dar și aici dar mor și tineretul duci tăt în Germania? Hai duci în Moldova tăt în Germania. Nu, dacă ați fi dumneavoastră în fruntea Moldovei, ce ați face? Poreat că își faci cum trebuie. Cum ați face ordine? Deci da-le voi la oameni, ce să-și încolo, ce să-și dau nița caști, gospodarea acasă. Cât de grabă ați gospodarează din Europa și le dați nița caști, n-aveți nici. Cum și n-au de-am. S-a dus și n-au, dar acolo se plâng. Prinește banii, îi dă lunar pe tăi comunale. Pe aceea rămân cu 100 de euro și se duc și cumpăr și pun o morozil cu 700 de chile și rămâne că toată luna de morozil ca așa. Și când ajung lunar, iar nu le ajung bani. Ian ziceți, dar de ce trăiește greu în Moldova? Dar eu nu văd să trăiască greu în Moldova. Nu vor să muncească. Dacă vor munci cum muncesc acolo, păi 7 ceasuri cu pizze, cum munciem eu. Du-te 2 ceasuri la lucru, vină 3 ceasuri de la lucru. Și 12 ceasuri de la ora 6 până la ora 8 țara, dă-i foială, băie. De ce acolo se muncește și aici nu se muncește ca și acolo? Acolo așa că... Acolo nu-i vede nimeni. Aici, că dacă ori lucra, ca când o să îi ciumărești cineva, cum zici la noi aici, că... Acum vie, de că eu aș că acolo duc și mulc și oile și nu-i vede nimeni și cu bani și care vin nu pot să facă nică. Și oamenii cu bani și nică nu pot să facă nică. Și am asta la noi și am luat credit în 200 de mii și am cumpărat și pământ, încă cum am pământ, dar am mai cumpărat. Și mi-a făcut ce-mi trebuie și ce. Dar se pot câștiga bani în Republica Moldova dacă se muncește? Câștigă destul de bine. Mai gen ca în Europa. Ia ca băieții care lucrează cu mine cât aici în prejur pe aici și sunt foarte mulțumiți. Au câte 1.000, câte 600 pe zi și trăiește lumea. 600 de lei pe zi? 1.000? 600 de lei pe zi, 1.000 de lei pe zi.
E ca și muncesc la construcții, muncesc cu și vrei. Sunt muncitori moldoveni. Deci eu pot, eu 3, 4, 5 obiecte. Eu mai am țărță, am luat cu domnul Mihai din Chișinău, cu Ioniță, am luat toate obiectele din Moldova. Și nici v-a făcut grădinița aici la Ciciulieni. Eu am făcut-o. Nu știe nimeni. Cine a făcut școala la Krasnoarmeiesc? Eu am făcut-o. Cine a făcut cafedrea la Academie de Poliție la Iujna? Eu am făcut-o. Cine a făcut bolnița din Orhiei? Eu am făcut-o. Florești din Bieș, cine a lucrat acolo? Eu am. Și încă toate bisericile din Moldova. La altă era voja, am pus crucea la vadă. Să dovedească în șapte locuri, da. Dar cineva care nu știa lucra, să schinarea la altul și ia că m-a amăzit. Păi, dar du-ți fă o sobă, du-ți căturești, du-ți fă o crâșă, du-ți fă nică, ședi și ia că mai duc și mă amăzești. Și te zic, mă, limbuzec pe jurul, eu știu, cât să-ți dau țerpiță? Mi-ai spus când ai 500 de lei. Păi, dar n-ai lucrat nici 200, tu sobi stea ta, ai șeri cât merit. Deci dacă vrea omul să muncească, poate să câștige. Poate să câștige și încă singur ar trebui să vă duceți în Parlament. Ați văzut lumea de-am și vrea. Și luați-i de gât acolo, ei, oameni buni. Dar ei n-au nevoie de ăștia, ei își fac interesul lor. Și n-ați faci nici, nici singur acolo, nici ăla, nici ceala. Ce vă doresc cel mai mult acum? Doresc ca Miles Sanders nu cumpere procuratura și miliția să o apere, dar să facă dreptate pentru oameni, ia ca și. Asta e. Du-te amuia la un avocat, te-ai 6.000, ce-i faci păreată, du-te acolo. Am avut și omoruri, am avut pierderi, ani. S-a făcut vă păreată? Nică. Banjo. Dacă ați conduce dumneavoastră Republica Moldova, ce ați face? Eu își poate la capăt foarte repede. Cum? Foarte bine. Că am slujit în Caucaz, am văzut lumea, toată lumea am văzut pe fața pământului, și în partea și aia, și în partea și aia. Și foarte repede își faci corect. Ia că acum. Cetățenii credeți că v-ar susține? 100%. Dar sunt împărțiți. Că alții zic, că n-ai școală terminată, punem și primar. Da. Dar nu vor să facă, vrei, dacă ești gospodare acasă, faci. Sunt în sat, aici faci ce vrei, mă uite acasă, de ani de zile, eu sunt prieten bun cu Gheorghe Ivan. Primarul, da? Da, de unde? Unde-s banii, bre, chiar nici nu pot facă, de râs au rămas Ciciulieni ăsta, de râs. Mă știu oameni gospodari, eu am cu mătri, am aici. Băi, luă-ți-o, băi, de-aș vornișenii de-am încoreț, dar Ciciulieni au rămas de râs. Mulțumim frumos pentru discuție. Muncesc, sunt oameni care muncesc, într-adevăr, dar...